Bun găsit, dragi prieteni, Lentila de Contact, Radio Classic, Des Report, întâlnirea noastră săptămânală. Astăzi vom vorbi despre decesul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii și a Commonwealth-ului. Este un moment greu pentru poporul britanic, este un moment de cotitură, gândindu-mă la faptul că se găsea pe tron de 70 de ani, deci din data de 6 februarie 1952. A fost o perioadă foarte lungă, dacă ne gândim bine, o perioadă cu mari transformări și o perioadă în care regina a făcut față cu mult echilibru, cu înțelegerea situației, cu mult tact și a reușit să evite crizele majore pe care Marea Britanie ar fi putut să le cunoască. Mie mi s-a părut interesantă situația aceasta. Tatăl ei, regele George, a murit în 52, din câte mi-amintesc, 17 februarie. Dar situația interesantă este că Elisabeta a II-a era deja măritată cu prințul Filip din 1947 decembrie, nuntă la care a participat și regele Mihai. Să spunem că erau veri. Regele Mihai cu Filip de Mountbatten, așa s-a numit și a luat acest nume, ca și cu regina. Grade diferite, dar erau rude. Elisabeta era cu 5 ani mai tânără decât prințul Filip, era născută în 1926, să vă spun că Filip era născut în insula Corfu, în Grecia, era de religie ortodoxă, a trecut apoi la religia anglicană mai târziu, dar relația lor a fost și din cauza religiei și apartenențelor diferite, la familii diferite, a fost complicată. Trebuie să mai spunem că Elisabeta n-a fost sortită să fie regină. Asta s-a datorat numai abdicării unchiului ei, care i-a deschis calea spre tron și lucru care s-a și întâmplat în 1952, urcă pe tron și stă, dacă ne uităm că suntem în 2022, stă 70 de ani pe tronul Marii Britanii. Este, din câte știu eu, cea mai lungă perioadă de a sta pe tron, dar este, cred că, Ludovic al XIV-lea a stat cu 2 ani mai mult, dacă mi-aduc bine aminte. Faptul că unchiul său a abdicat la tron în urma căsătoriei cu Willie Simpson, un moment foarte spectaculos, ca să spunem așa, pentru istoria familiei regale, a fost pentru ea ușa care s-a deschis. Trebuie să spunem că ea s-a făcut repede respectată și iubită și a fost tot timpul un personaj foarte urmărită cu foarte multă atenție, echilibrat, având, așa cum am spus mai devreme, o situație complicată. A avut o poveste complicată cu soțul ei, prințul Filip, care nu avea niciun obiect al muncii, ca să spunem așa, era prințul consort, stătea în spatele ei, dacă ați văzut, la toate călătoriile și în toate ceremoniile, ceea ce nu i-a făcut plăcere, prințul Filip fiind un tip voluntar, care vrea să facă treabă, își propunea lucruri. Să nu uităm că era comandant de navă, făcuse școala de marină și avea o voință puternică de a conduce, ceea ce în situația de la palat, de la Buckingham, nu se putea. Dar a avut adversari puternici. Mama reginei, Churchill, de asemenea. Noi români avem o relație proastă cu Churchill. El este cel care a vândut România rușilor în schimbul Greciei, în octombrie 1944 la Kremlin. Așa-l văd românii. Eu cred că lucrurile sunt mai complicate. Churchill nu trebuia să ia apere pe român, trebuia să ia apere pe engleși. Ăsta este adevărul.
situația de atunci nu prea avea loc de întors, ca să mă exprim mai direct. Dar această cerbicie a lui s-a văzut și în relațiile dinăuntru familiei regale. El n-a fost de acord ca ea să se mărite cu Philip de Mountbatten. Apoi când, de vă dau un exemplu de conflict, când au primit copiii, Philip dorește să-i poarte numele, adică Mountbatten. Churchill nu-i de acord. Deci au fost niște tensiuni în familie, dar cu toate, tocmai pentru asta trebuie să apreciem delicatețea, tactul, răbdarea cu care Elisabeta a rezolvat aceste chestiuni foarte complicate și foarte dureroase. Să mai spunem, așa cum am spus și mai devreme, că 20 noiembrie 1947 cei doi se căsătoresc la Londra, este și prima transmisie televizată, transmisie în sensul înregistrat, nu se putea transmite live, dar în 52, când ea va fi regină, e prima transmisie live și color, din câte știu. Ceea ce trebuie să spunem este că suferința pe care o resimte poporul britanic este foarte mare, pentru că această perioadă lungă în care ea s-a aflat pe tron a făcut ca cea mai mare parte a populației să nu fi cunoscut alt personaj în fruntea statului. Sunt trei generații în care singurul personaj pe care l-au cunoscut a fost regina Elisabeta a II-a. Nu e ușor, dar altfel am văzut foarte multe emisii, transmisii de la Londra și tot acest pelerinaj prin Marea Britanie și lumea este extrem de afectată. Să resimte lucrul ăsta. Despărțirea de regina Elisabeta II e foarte dureroasă și complicată. Sigur că ne punem întrebarea ce se va întâmpla mai departe. Ce fel de rege va fi Charles III, Carol al III-lea, cum am zice noi? Va fi... El a promis că va fi pe urmele maicăsii, că va continua pe maicăsa. Eu sunt sceptic, dar nu pentru că nu ar avea calități, ci pentru că situația este complicată și nu cred că va reuși. Ce cred că va reuși? Datorită firii lui, așa cum am putut să o constat, să o observ, el este muțu. Este muțu, are cam 5 ani, nu mai țin minte exact, e negru 100%, are vreo 10 kg, suntem disperați că mănâncă și pereții, dacă ar putea, dar sperăm să se facă cu minte și să mănânce mai puțin. Altfel e tare drăgălaș și vine noaptea în pat și doarme cu mine, dar după aia pleacă. Pleacă vagabond prin casă, nu are voie afară, nu umblă prin cartier. Cred că vă place, e foarte frumos, de altfel, e foarte impunător. Mă întorc la regele Charles III, al III-lea. Într-un fel e bine că, eu cred că el va fi un rege interimar. Va fi un rege care se va afla pe tron o perioadă mai scurtă, oricum nu 70 de ani, care însemna să ajungă la 140, el are deja 73 de ani. Și acest interimat va fi foarte bun pentru Anglia, pentru că de fapt se pregătește succesiunea pentru schimbul de generații cu prințul moștenitor, care va urca pe tron, nu știm când, dar e previzibil că nu se va întâmpla foarte târziu. Eu am nădejdea că noul rege se va descurca. Nu e simplu. Nu știu ce abilități politice are, nu știu ce capacitate manevrieră are de a se descurca într-un mediu extrem de tensionat, plin de intrigi, plin de interese divergente, mă refer la viața politică de la Londra. În plus, să nu uităm că Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană, Brexit-ul a fost, cred eu, o lovitură grea dată de conservatori, de Cameron și ceilalți Marii Britanii, și
el va avea de rezolvat această problemă de a se acomoda cu această situație complicată. Cred însă că, deși nu va fi o mare reușită, va ieși cu bine din această încurcătură. Ce pot să vă mai vă spun în încheiere este că regina Elisabeta a fost o mare regină în vremuri foarte complicate, foarte turbulente, a făcut față prin discreție, prin tact, prin capacitatea de a negocia situațiile complicate și mi-aduc aminte când a murit Diana, deși în primele momente nu s-a descurcat pentru că era copleșită de ce s-a întâmplat, apoi însă a știut ce să facă și a câștigat și a recâștigat simpatia poporului englez. A mai avut situații complicate cu sora ei, Margaret, care ducea o viață destul de libertină și ea trebuia să răspundă. Așa se întâmplă. A mai avut situația, v-am spus-o mai devreme, cu soțul ei, care dorea un rol pentru el în cadrul familiei regale, nu să fie doar prințul consort, care stă 3 metri în spate. Și a trebuit cu tact să-și rezolve această problemă între soț și soție până la urmă. Este o mare pierdere, avem ce să regretăm, că ea nu mai este, și mă întreb ce față va avea Marea Britanie cu noul rege, pe care eu îl admir. Faptul că vorbește de bine de români, că iubește, că vine aici tot timpul, că la Londra are un discurs pozitiv față de frumusețile României, de oamenii de aici, este un lucru remarcabil. Nu sunt mulți oameni și la acest nivel care să ne vorbească de bine, pe noi românii. Avem o presă proastă, așa cum se știe. Și asta mă face să-l admir și să-l privesc cu încredere.